Bună ziua! Suntem la Forumul Energiei organizat de financialintelligence.ro. Îl avem alături de noi pe domnul Ion Lungu, președinte AFER. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog să ne spuneți care a fost impactul OUG 114 și a modificărilor sale pe piața furnizorilor de energie. Impactul a fost unul complet imprevizibil și cumva neplăcut, pentru faptul că se creează o instabilitate și o impredictibilitate legislativă deosebită. Sigur că ulterior, prin legislația secundară adoptată de ANR, s-a avut în vedere ca cel puțin pe segmentul de furnizare și trading de energie electrică să se evite aplicarea în cascadă a acestei taxe de 2%, ceea ce este un lucru excelent. Totuși, nu trebuie să uităm că apariția unor asemenea reglementări peste noapte creează o serie întreagă de perturbări. A rămas însă cumva nerezolvat partea de reintroducere a obligativității sau, mă rog, această protecție a consumatorilor casnici prin cumva avantajarea segmentului reglementat pentru o perioadă de 3 ani. Este surprinzător pentru noi faptul că niciuna din monitorizările efectuate în zona energiei electrice, respectiv de către Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei sau de către Consiliul Concurenței, nu au constatat a fi anumite disfuncționalități sau disturbanțe în piață, și reintroducerea acestei reglementări a fost cumva surprinzătoare pentru noi. De ce nu este definit până acum consumatorul vulnerabil și de ce nu sunt ajutați doar cei care au nevoie? Este o întrebare extrem de interesantă și aș spune bună. Consumatorul vulnerabil din punct de vedere teoretic este definit, pentru că sunt acei consumatori care din motive de vârstă, din motive de venituri sau din alte motive de genul acesta sunt cumva la limita posibilităților de a aduce un trai decent, să spunem, sunt cumva definiți din punct de vedere teoretic, însă practic nu s-a întâmplat această definire. Totul ține de o problemă, dacă vreți, de balans între venituri și resurse. Până la urmă aici se învârte totul. Dar este important că definirea consumatorului vulnerabil înseamnă până la urmă precizarea și o bază de date care sunt efectiv acei consumatori vulnerabili, care trebuie cumva protejați prin două tipuri de abordări. Una financiară, care înseamnă efectiv acordarea unor ajutoare sau scutirea de anumite obligații financiare, dar și una care ține mai degrabă de informare a consumatorilor, acestor consumatori, cum ar putea ei să-și utilizeze mai bine energia, cum aș putea să-și procure mai bine energia, să aibă cunoștință foarte importantă despre ceea ce se întâmplă în piață. Și aici aș vrea să spun că AFER-ul are o inițiativă foarte bună și anume a lansat o campanie Un consumator informat este un consumator protejat, în care tocmai încercăm să transmitem consumatorilor, în special celor casnici, aceste informații, astfel încât să fie întotdeauna în posibilitatea de a alege soluția care se potrivește cel mai bine. Cum considerați că vor evolua investițiile după OUG 114, OUG 114 modificată și decizia Guvernului de a crește rata rentabilității reglementată? Sigur, nu este un domeniu care să țină strict de Asociația Furnizorilor de Energie Electrică, dar aș vrea să vă spun că, cel puțin din informațiile pe care le am, exista o oarecare tendință, dacă vreți, de reducere a nivelului de investiții pe vechea rată de rentabilitate. Odată cu creșterea, bănuiesc că cel puțin din informațiile pe care le am, mai degrabă din media decât din discuțiile cu aceste companii, există un stimulent de revenire cumva la niște planuri inițiale de investiții, pentru că în domeniul rețelelor electrice sunt necesare investiții extrem de importante, că așa după cum știm, rețelele sunt destul de vechi, în ultima perioadă nu s-au mai făcut foarte multe investiții și eu sper că aceste măsuri vor ajuta cumva la menținerea unui ritm deja anunțat de investiții.